Ministerul Afacerilor Interne a demarat o campanie publică de informare a cetățenilor despre modul în care trebuie să se comporte la alegerile parlamentare din 11 decembrie 2016 pentru a nu încălca legea. În contextul organizării alegerilor parlamentare din acest an, Ministerul Afacerilor Interne desfășoară o campanie de informare a cetățenilor cu privire la principalele prevederi legale referitoare la exercitarea dreptului de vot. Astfel, în cadrul acestei campanii au fost realizate mai multe tipuri de materiale, afișe, flyere, spoturi video și audio, fiind alese modalități de promovare multiple pentru a atinge categorie de public țintă cât mai diverse. Totodată, pe pagina oficială de internet a Ministerului, cât și a Inspectoratului de Poliție Județean Neamț, se regăsește secțiunea dedicată alegerilor, care conține principalele prevederi legale referitoare la alegeri, contravențele ce pot fi constatate de angajații mai și infracțiunile prevăzute de codul penal. Legea interzice să introduci în urnă mai multe buletine de vot decât ai dreptul, totodată să votezi fără drept sau de mai multe ori, să oferi bani, bunuri, ori alte foloase pentru a determina un alegător să voteze sau să nu voteze un candidat sau o anumită listă de candidați, să sfătuiești alegătorii în ziua votării la seriile sexelor de votare să voteze sau să nu voteze un candidat sau o anumită listă de candidați. Totodată este interzisă fotografierea sau filmarea buletinului de vot, cât și distrugerea materialelor electorale. Se interzice și este pedepsită de lege acțiunea de distrugere a materialelor electorale de pe raza unei localități.